nemțean este marele câștigător al tragerilor loteriei române din ziua de Rusalii. El a obținut un câștig de 1.000.000 de lei la categoria 1 a tragerii noroc. Biletul norocos a fost jucat la agenția 27028, situată pe bulevardul Decebal din Piatra Neamț, și a fost completat cu 7 variante la noroc și o schemă cod 57 cu 22 de variante la loto 6 din 49. Pe lângă premiul de categoria 1, posesorul biletului norocos a obținut și câștigul de categoria N+3, în valoare de 382.918 lei, dar și 8 câștiguri de categoria a 4, suma totală câștigată fiind de 1.389.811 lei. La tragerea noroc de duminică s-a câștigat premiul de categoria 1, un premiu de peste 1.389.000 de lei, aproximativ 300.000 de euro. Biletul norocos a fost jucat la Piatra Neamț, la agenția 27028, a fost completat cu 7 variante la noroc și 22 de variante la loto 6 din 49. Este primul mare câștig din acest an la jocul noroc și iată că vine tocmai din Piatra Neamț. Felicitări câștigătorului și la mai mare, ce pot să spun. În acest moment n-aș putea să vă spun dacă este un domn sau o doamnă, însă cu siguranță pot să vă spun că este un jucător la lot. În momentul în care va veni la loterie și dacă va vrea să-și facă publică identitatea, atunci cu siguranță vom da publicității un interviu în exclusivitate cu domnul sau doamna din Piatra Neamț, care a câștigat peste 300.000 de euro la jocul noroc. Oamenii care au câștigat sume mari de peste 1.000.000 de euro au început să apară măcar în emisiunea Lozul cel Mare și vorbesc puțin așa, cum a fost, ce numere a jucat, de când joacă la loto, chestiuni de genul. Joi 31 mai au loc ultimele trageri loto 6 din 49, noroc, joker, noroc plus, loto 5 din 40 și super noroc din această lună. La categoria 1 a jocului joker se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc, aproximativ 20 de milioane de lei, deci peste 4,3 milioane de euro.